Deputatul Emil Florian Dumitru și senatorul Ciprian Pandea au participat vineri 5 februarie la o conferință de presă organizată la sediul PNL Călăraș. În cadrul întâlnirii cu presa, cei doi au discutat despre activitatea politică derulată în județ, desemnarea viitorului prefect și sprijinul acordat primarilor pentru accesarea de noi proiecte. Noi ne-am propus ca o dată pe lună să facem o conferință de presă în care să ne întâlnim cu dumneavoastră și să vă arătăm ce face Partidul Național Liberal în Parlamentul României, prin cei doi parlamentari, e vorba de mine și de Ciprian. Și bineînțeles să aducem în atenția opiniei publice și realizările din județul Călăraș, pentru că, după cum bine știți, mesajul nostru de campanie a fost dezvoltăm Călărașul și vrem să ne ținem de promisiunile pe care le-am făcut în campania electorală. Și, bineînțeles, să sancționăm că, din păcate, în județul Călăraș suntem în opoziție față de actuala conducere la nivel județean și municipal, să sancționăm eventuale derapaje ale administrației locale și județene. Vreau să vă anunț că eu, în calitate de deputat, voi acorda audiențe la sediul de aici, unde voi deschide un cabinet parlamentar, și la Oltenița, pentru că sunt din zona Olteniței și îmi doresc ca și acea zonă să beneficieze de audiențe și să fim cât mai implicați în comunitățile noastre. Și vreau să vă asigur că ori de câte ori îmi veți cere vreo explicație sau mă veți telefona să vă spun ceva legat de activitatea noastră politică sau de problemele județului negreșit, voi răspunde la telefon. Îl rog și pe Ciprian să vă spună câteva cuvinte, după care să intrăm în subiectele pe care noi vrem să le atingem în această conferință de presă. Da, așa cum, bună ziua, vă spun și eu, așa cum v-a spus Emil, am stabilit că o să dezvoltăm Călărașul, motiv pentru care, în primul și în primul rând, trebuie să fim mai aproape de cetățeni. Eu am cabinetul parlamentar un pic în renovare, ca să spun așa, pentru că de vedere la 1 februarie am obținut contractul pentru cel de la Agricol. Săptămâna viitoare sau în maxim două săptămâni o să mai deschid un cabinet parlamentar la Dragalina și atunci o să păstrăm legătura în special pe Facebook, ca să vedeți exact care este programul de audiențe. În ultimul rând, o să avem împreună un cabinet parlamentar la Oltenița, pentru că este singurul municipiu cu primar liberal. Am spus că dezvoltăm Călărașul, asta înseamnă că ținem legătura în permanență cu primarii și nu numai. Vreau să vă spun că săptămâna viitoare voi avea o primă întâlnire cu o parte din primarii județului Călăraș. Și nu doar Galben, cum au afirmat unii, la Compania Națională de Investiții, pentru a discuta cu doamna director general Manuela Petroșcoiu, astfel încât județul Călăraș să beneficieze de foarte multe proiecte, așa cum s-a întâmplat în perioada PNDL. Totodată vreau să vă spun că se interesează foarte mult infrastructura sanitară, motiv pentru care cred eu că putem suplimenta acea promisiune din campanie cu 15 dispensare, pentru că în urma discuției pe care am avut-o acum două zile cu doamna director general al CNI, am stabilit că în primul și în primul rând vom avea investiții pentru mediul sanitar și vreau să vă spun că am avut o discuție inclusiv cu domnul primar al municipiului Oltenița, care va demara un corp nou de spital în municipiul Oltenița, pentru că ne interesează sănătatea oamenilor. Acum aș vrea să lămuresc un pic, pentru că a tot văzut postări pe pagina mea de Facebook vis-a-vis de plățile prin PNDL. Vreau să vă spun că aceste plăți se fac în funcție de cererile de rambursare pe care fiecare primărie în parte le face către minister. Nu se dau sub nicio formă în funcție de culoarea politică, se dau în funcție de lucrările efectuate până în momentul de față. Așa cum ați putut vedea, sunt primării de toate culoraturile politice și vor fi în continuare și ceea ce este cel mai important, pentru că am afirmat că dezvoltăm Călărașul, să știți că dezvoltăm Călărașul indiferent de culoarea politică a primarilor. Vreau să vă spun că ieri am avut o discuție cu un
primar al unei localități de lângă Călăraș, care nu este PNL, și ne-a asigurat de întregul sprijin, atât pe noi cât și organizația locală, motiv pentru care și noi, cu siguranță, îl vom ajuta în ceea ce privește accesarea proiectelor europene și nu numai. Trebuie să mai menționez și faptul că fac parte din două comisii, Comisia pentru Administrație Publică, unde sunt membru, și Comisia pentru Comunicații, unde țin funcția de secretar. Da. Legat de comisii, de activarea în comisii, singura comisie pe care mi-am dorit-o este cea de agricultură. Sunt membru în Comisia de Agricultură la Camera Deputaților. Este comisie decizională pentru agricultură la Camera Deputaților, Comisia de Agricultură. Nu mi-am propus în această legislatură să fac o inflație de proiecte de acte normative cum a fost în trecut, pentru că numai în ședința de săptămâna trecută am respins pe bandă rulantă proiecte de acte normative care, practic, au fost depuse doar ca să fie depuse, aproximativ vreo 30, dacă nu mă înșel. Vreau să facem niște proiecte de acte normative care să și se transpună în legi, care să fie utile sectorului agroalimentar, apropo de domeniul meu de competență. Și, bineînțeles, ținând cont de faptul că județul Călăraș este un județ eminamente agricol, e clar că avem nevoie de îmbunătățirea legislației în acest domeniu. Vreau să vă spun că ieri a fost comite de monitorizare pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, unde vor fi în perioada imediat următoare alocată o sumă de bani consistentă de aproximativ 2 miliarde 100 de milioane de euro, la care vine și partea de cofinanțare a României, deci aproximativ 2 miliarde 100 de milioane de euro, pe măsurile de tranziție, adică măsuri vechi cu bani noi din actualul exercițiu financiar. Și, așa cum spunea și colegul meu, senatorul Ciprian Pandea, vom face o caravană în toate localitățile, indiferent de coloratura politică, pentru că, din perspectiva finanțării pe fonduri europene pe agricultură, este vorba de finanțarea entităților private, să putem să facem cât mai multe proiecte pe care fermierii să le acceseze, pentru că județul Călăraș, trebuie să vă spun, că, din păcate, nu este campion în absorpția de fonduri europene, inclusiv pe agricultură, ca să nu mai vorbim de infrastructura mare, acolo unde văd că în continuare se practică sportul ăsta național de a se finanța proiecte din buget propriu, cu toate că sunt oportunități de finanțare din fonduri europene și v-aș da exemplu Palatului Prefecturii, care putea să fie un proiect de succes finanțat din fonduri europene și s-a ales varianta de a se finanța din bugetul Consiliului Județean, ceea ce înseamnă că o mare parte din bugetul Consiliului Județean va fi grevat de realizarea consolidării și modernizării Palatului Prefectural. Sigur, e de discutat și modul în care s-a făcut acest proiect, dar aș vrea să ating un subiect care la fel este important. Drumul județean 411. Drumul județean 411, care leagă Chirnogiu, Radovanu. Am văzut în presă o filmare cum arată acel drum. Este vorba de 25 de milioane de lei valoarea investiției. Nici măcar nu a fost finalizat drumul respectiv și au apărut gropi în asfalt. Și aici aștept un răspuns din partea beneficiarului Consiliului Județean, care din banii tuturor ai călărășenilor a ales să facă investiția asta, dar constructorul se pare că a făcut o lucrare acolo care cel puțin nu este conformă. Nu sunt specialist, nu mă pricep în calitatea drumurilor, dar îmi este foarte clar că ce se întâmplă acolo nu este în regulă și așteptăm un răspuns din partea celor care gestionează vremelnic destinele Consiliului Județean. Este inadmisibil ca nici la un an de zile de când s-a asfaltat să apară
găuri în asfalt și practic drumul ăla să fie impracticabil și așteptăm o explicație nu pentru noi, ci pentru cetățenii de acolo. Am văzut că se practică sportul ăsta național de a se face plângeri penale, atât eu cât și toată conducerea PNL-ului nu vom intra în zona asta de demagogie ieftină, de a face plângeri penale adversarului politic, mă refer la primarii care nu sunt membrii PNL și sunt membrii ai altor partid, formațiuni, pe ce practic sunt două. E vorba de PSD și PP, USL sau cum se numește la Budești. Nu. Asta este democrația, să facem plângeri penale doar ca să putem să încercăm să impunem fie viceprimar, fie să se preia serviciul public de apă de către o entitate pe care o administrează Consiliul Județean și din discuțiile cu primarul localității Radovanu, pe simulările pe care le-a făcut, un serviciu public de apă al Consiliului Local ar presupune o taxă pe metru cub de apă potabilă de 4 lei, iar dacă s-ar prelua administrarea de către Consiliul Județean prin EcoAqua, taxa pentru cetățeni ar fi de 7 lei. Nu știu care este beneficiul locuitorilor din Radovanu, în condițiile în care investiția pe care a realizat-o primăria Radovanu, fără niciun fel de efort din partea Consiliului Județean, este investiție pe fonduri europene și este investiție exclusiv prin efortul Consiliului Local Radovanu. Astfel de practici cred că nu duc niciunde dacă vom continua în zona asta de război, inclusiv prin mijloace pe care noi nu le agreem. Și o să ating și subiectul care este foarte sensibil, dar care trebuie să discutăm, legat de oamenii din Consiliul Județean și din primărie, care în fiecare zi de vineri la ora 14, cei care, mă rog, au avut o altă opțiune politică, pentru că până la urma urmei ei sunt funcționari, dar Constituția nu le interzice să poată să facă și activitate politică în timpul liber, sau chiar sunt unii care n-au făcut deloc politică, sunt chemați cu rapoarte de tot felul care mai de care mai ciudate, li se pune o coală de hârtie în față și sunt rugați frumos să își dea demisia. Asta nu e o administrație responsabilă din perspectiva dualismului mesajului pe care în fața dumneavoastră vin și spun că sunt foarte interesați să dezvolte județul Călăraș, dar de fapt se vrea să se pună așa numai oameni în funcțiile publice pe criterii de clientelă politică. Eu cred că a venit momentul să trecem de la nivelul ăsta mic, de războaie mici, în care funcționarii respectivi care au vechime, care au experiență și care au dovedit prin activitatea lor profesională că au produs până la urmă beneficii comunității, și aici m-aș referi la municipiul Călăraș, unde sunt proiecte semnate sau care vor urma să fie semnate de peste 50 de milioane de euro, care nu este până la urmă meritul în vreun fel al actualei administrații. Și e clar că oamenii, funcționarii până la urmă au muncit pentru ca aceste proiecte să fie aprobate și proiecte pe fonduri europene, n-au nicio vină și eu sper să se înceteze cu practicile astea de a se prigoni oamenii, de a se da afară sau dacă cumva sunt destul de ferm pe poziție, să se treacă la tot felul de amenințări, amenzi și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie să înceteze și vă spun foarte clar că de săptămâna viitoare, pentru toți funcționarii care pățesc astfel de abuzuri din partea
Consiliului Județean și al Primăriei de Municipiu vom avea un avocat joia și vinerea la sediul partidului pentru ca să putem să îi sprijinim pe acești oameni, că ei n-au nicio vină că o administrație, în loc să se preocupe de proiecte de dezvoltare a județului, se preocupă de cum să intimideze oamenii, să le ceară demisia sau să-i dea afară. Am și eu de făcut un amendament apropo de ceea ce a spus Emil. Aș vrea ca lumea să știe că tot ceea ce inaugurează astăzi domnul primar Dulce sunt de fapt proiectele vechi administrației, administrației Drăgălin, pentru că în special cele inaugurate pe fonduri europene, știm cu toții că durează niște ani până când depui proiectul, până când se implementează. Motiv pentru care ne-am bucurat toții să nu uite cine a demarat acele proiecte și să facă totuși, să aibă bunul simț și bună plăcere să spună că de fapt sunt proiectele administrației PNL. Însă ieșind din această discuție, vreau să vă spun că noi am stabilit că în perioada următoare în județul Brăila să vină o sumă de bani considerabilă în ceea ce privește proiectele, cel puțin cât am avut pe PNDL 2. Am avut luni la plen o discuție cu domnul ministru al dezvoltării și vreau să vă spun că după buget, dânsul și-a exprimat intenția de a face o vizită în județul Călăraș. I-am propus comuna Dragalina, pentru că sunt foarte multe investiții făcute prin PNDL acolo, ca să vadă și rodul investițiilor. Totodată urmă să avem o discuție cu toți primarii din județul Călăraș, astfel încât să se vadă că noi avem deschidere către dezvoltarea Călărașului. Două întrebări. Cum credeți că direcțiile descentralizate ar trebui să-și facă datoria în raport cu aceste abuzuri, dacă sunt? Și la ce direcții, mă iertați, la ce direcții descentralizate? Păi, noi suntem o filială a unui partid politic de concentrat, care sunt extensia guvernului în teritoriu. Dacă sunt chestiuni care presupune o anumită acțiune din partea unei instituții care are responsabilități în a sancționa eventuale derapaje pe zona asta pe care v-am relatat-o, nu suntem noi în măsură să trasăm sarcina acelor instituții. Sigur, codul administrativ e foarte clar și consfințește care sunt drepturile și obligațiile funcționarilor publici. Dar nu poate Agenția Națională a Funcționarilor Publici să stopeze abuzurile administrației PSD-iste legate prigoana oamenilor care necontenit sunt amenințați cu dat afară. Aici e clar că fiecare trebuie să-și apere drepturile pe când la un contract de muncă, fie pe perioadă determinată, fie pe perioadă nedeterminată și de aceea e nevoie de niște avocați care să facă până la urmă din punct de vedere juridic toate demersurile legale. Care sunt localitățile în care intenționați să deschideți acele listă? Nu avem o listă predefinită în funcție de dorințele fiecarei localități. Din punctul meu de vedere, dacă toate cele 55 de localități ale județului vor dori să facă locul ăsta, cu siguranță vom fi de acord. Nu avem niște liste predefinite sau niște localități predefinite. Am văzut că ați dat deja discuții cu primarii și ați identificat. Pot să vă spun că am vorbit la Budești, pot să vă spun că deja la Cuzavodă se implementează lucrul ăsta. Evident că la Jegălia, având deja, nu este cazul să mai derulăm încă unul. La Chisele deja există, știu că și la Mănăstirea primarul intenționează să spun un proiect. Deci, practic, a apărut și o competiție odată cu mesajul nostru, ceea ce, până la urmă, dacă e să ne gândim că avem nevoie de niște servicii medicale de calitate și pandemia ne-a demonstrat că avem nevoie de investiții în infrastructura spitalicească. Cred eu că este binevenit o astfel de investiție în fiecare lucru. Și cu personalul medical, asta e problema. Să faceți spațiile, dar e mai complicat să aibă și cine să lucreze. Cu siguranță și medicii de familie din comunele respective vor dori să se mute acolo, pentru că vor avea tot și cu tot alte condiții, nu vor mai fi nevoie să plătească chirie și așa mai departe. Nu cred că nu vor dori să încheie parteneriate cu administrațiile publice locale. Ați vorbit de banii pe PNDL. Au primarii deja proiecte?
cunoștință? Pe PND-le, evident că deja au fost semnate, sunt finanțate. În ceea ce privește proiectele PCNI, o parte din ei au fost deja solicitare, au fost incluși pe lista sinteză și în perioada următoare, tocmai de aia o să avem discuții cu doamna director general, astfel încât să găsim o prioritizare a acestor investiții, pentru că, repet ceea ce am spus și acum 4 ani de zile, nu aș vrea să ne apucăm să asfaltăm niște localități care nu au alimentare cu apă sau canalizare. Pentru că este o investiție de mântuială. Asfaltăm străzile și peste 2 ani de zile spargem acele străzi pentru că trebuie să introducem alimentare cu apă sau canalizare. Și aș vrea să le prioritizăm astfel încât oamenii să beneficieze de condiții umane și normale de viață. Ați desemnat viitorul prefect și când v-a fost semnat? N-am desemnat viitorul prefect. Am văzut în presă cert este că avem ordonanța de urgență care a apărut în monitor oficial și care schimbă statutul prefectului din un alt funcționar public în demnitar. Într-un partid viu e normal să fie competiție. Vom vedea ce se va întâmpla din perspectiva desemnării prefectului și vă asigurăm că la momentul la care vom avea o decizie de desemnare pentru prefect, cu siguranță veți ști primii și, mă rog, veți putea să trageți o concluzie vis-a-vis de numele prefectului. Eu îmi doresc să fie un prefect care să apere legalitatea actelor administrației publice locale, să fie activ, cum de altfel se și întâmplă, ați văzut că s-a schimbat și din perspectiva instituției prefectului modul de comunicare cu cetățenii prin intermediul presei și îmi doresc ca prefectul să poată să contribuie alături de noi, indiferent de partidul politic, la dezvoltarea județului. Este foarte important ca în ăștia 4 ani să demonstrăm că se poate și să schimbăm paradigma asta. Domnul Alibere, sunt Nicu Dumitru și Vali Baru, câte am înțeles. Ei doi au fost cei care și-au exprimat intenția până în momentul de față. Deși am tot văzut și eu și am citit și pe Facebook și prin presă că sunt fel și fel de speculații, nu există nici tabere, nici este un partid viu, este un partid politic, este un partid democrat. Evident că fiecare exprimă intenția. Până în momentul de față nu s-a luat niciun fel de decizie, doar și-au exprimat intenția. Și cu siguranță, așa cum a spus și Emil, în momentul în care vom avea o decizie fermă, veți fi cum se va lua decizia? Prin vot în BFG? Conform statutului, o să luăm conform statutului. Aici, ca să facem o glumă, să destindem un pic atmosfera. Ieri am discutat și am spus că inclusiv noi doi am putea fi prefect pentru 29 de zile pentru a nu intra în stare de incompatibilitate. Ideea este că e bine să fie o competiție. Vom analiza, pentru că la nivel național există o comisie de analiză a tuturor candidaților de funcțiilor de demnitate publică, că vorbim de secretar de stat, subsecretar de stat sau prefecți. Vom duce CV-urile și se va analiza și mapa profesională și bineînțeles că probabil că va exista o decizie politică, cu siguranță, la nivelul județului, în sensul în care vom desemna un nume de... Când se va lua această decizie? Ca unitate de timp, în martie, februarie? Eu estimez că în februarie. Au trecut mai bine de 4 luni de la ultima întâlnire cu presă. De la alegeri noastre cum ce conferință de presă. Ce s-a întâmplat? Sunt probleme în PNL? Nu sunt probleme în PNL. N-am făcut o conferință de presă, pentru că nu vreau să facem conferință de presă în care să venim doar ca să socializăm. Rezultatul alegerilor v-am zis că era un subiect de discuție. Rezultatul alegerilor poate fi și acum un subiect de discuție. La 4 luni mai greu. Nu e nicio problemă, pentru că noi suntem într-o analiză pentru fiecare organizație locală unde am avut rezultate foarte slabe și ne deplasăm în teritoriu. Eu spun că în condițiile în care
Partidul Național Liberal în Călăraș a pierdut Consiliul Județean și Primăria de Municipiu. A fost greu să putem să obținem un scor sensibil egal cu cel de la locale. Sigur că mă nemulțumește pentru că avem localități unde avem primari în funcție și unde rezultatele nu au fost cele așteptate. Dar cu toate acestea am obținut un scor de 29%. Puțini dintre adversari ne dădeau șansa asta de a scoate 29%. Suntem într-o reconstrucție și vă asigurăm că peste 4 ani să câștigăm și Consiliul Județean și Primăria de Municipiu. Din punctul dumneavoastră de vedere, care considerați că ar fi principalul motiv al pierderii legilor? În condițiile în care ai un guvern minoritar care vrea să facă și reformă, ai în față un buget care vine din 2019 cu un deficit de 4,3% fără să fi fost pandemie, se suprapune și pandemia peste actul de guvernare și crește nemulțumirea, iar competitorul politic pune așa pe tarabă la super ofertă tot felul de promisiuni pe care ei știau că nu le pot onora dacă ajungeau la guvernare. Deci, practic, tot așa o minciună de asta vândută românilor. E normal că s-a erodat în percepția publică Partidul Național Liberal, dar eu spun că a fost o perioadă complicată pe care am trecut-o totuși cu bine, ținând cont de lipsa de investiții în sistemul sanitar, care nu s-a făcut timp de 30 de ani, apropo de alea 8 spitale regionale care le promitea Dragnea și compania în 2016, de un buget care a plecat din start cu minus 4,3% din PIB, cum vă spuneam, și de un efort bugetar pe care l-am făcut să susținem inclusiv mediul de afaceri pe perioada stării de urgență și stării de alea. Dar vă reamintesc că și la Călăraș s-a turnat primul cancioc de ciment la Spitalul Regional pe vremea domnului Nicolescu. Deci nu doar Dragnea a promis. Da. Sunt de acord că nu trebuie să turnăm un prim cancioc de beton, ci efectiv să facem lucrurile, să le vedem făcute, iar cred eu că oportunitatea pe care o avem acum prin fondurile europene și prin Programul Național de Recuperare și Reziliență este o oportunitate pe care nu știu când ne vom mai întâlni pe ea. A doilea post de subprefect revine în serios? Da. Știți mai ei dacă situația este mai clară, dacă au desemnat de cineva? Eu pot să vorbesc în dreptul Partidului Național Liberal. Mai mult sunteți încă aliați, o alianță și poate comunicați. Comunicăm. Am comunicat cu două zile, ne-am întâlnit, dar, repet, e procedura lor internă, nu... Deci dispare cel de-al doilea post de suprafect. Nu, rămân două posturi de suprafect și postul de prefect. Se înființează postul de secretar general al prefecturii, care avizează de legalitate toate actele instituției prefectului, deci nu se desființează al doilea post. Nu erau niște informații. Nu. O să fie doi subprefecți și un prefect. Și secretarul general? Este un alt funcționar public și asigură partea asta de avizarea actelor de legalitate juridică. Dacă nu mai aveți întrebări, eu vă mulțumesc. Să sperăm că ceea ce am spus astăzi au înțeles adversarii politici și să înțeleagă și ei că nu sunt stăpâni de oameni, stăpâni de instituții, ci că ei își exercită acolo un mandat pe care l-au acordat cetățenii și în niciun caz nu se comportă ca pe plantațiile lor, pentru că dacă se comportă ca pe plantațiile lor, cu siguranță nu o să stăm cu mâinile în sân și să asistăm cum toți oamenii sunt amenințați situația.